pretendin. Pești. Haideți să vedem la pești pentru Iulie între el și ea. La pești. Ați avut o relație foarte frumoasă cu cineva. Acum, în acest moment, în prezent, vă certați mult. Aveți multe neînțelegeri cu această persoană. El caută altceva. Parcă atunci când v-a cunoscut, ceea ce căuta el a găsit în dumneavoastră. Acum, în prezent, nu mai este același. Parcă este o relație doar sexuală, nu este o relație de dragoste. Muntele, speranța. El ar vrea să se schimbe, să se mute, să plece în altă parte. Ea nu. Ea pune piedici să nu vă puteți muta, să nu vă puteți pleca în altă parte. Deci, sunteți, nu vă puneți de acord cu ceva. Sau este o persoană care este departe de dumneavoastră și aveți piedici ca să fiți împreună. Nu puteți fi împreună așa de repede. Sau deloc. Vorbiți tare câteodată, adică răstit așa, apoi credeți că unul dintre dumneavoastră vrea mai mult avantaj, nu vrea doar dragoste, este pentru un interes. Văd și persoane care divorțează sau care sunt într-un divorț. Discuții undeva în public, văd. Da, certuri, da? Și ceva ce vă reține în această relație. Ceva ce reține relația să mergeți mai departe. Nu se vede îmbunătățire, se văd doar criză, se vede criză. Și parcă sunteți de mult timp într-o suferință, într-o problemă, suferiți pentru această persoană. Vă face greutăți, merge cu altcineva sau nu sunteți împreună sau foarte greu. O greutate. Vorbiți foarte, mai ales femeia, foarte rău, adică foarte. Nu puteți trece peste anumite lucruri, tot îi reproșați acestei persoane multe reproșuri care vă limitează, vă aduce obstacole, probleme. Asta nu este ok. Așa. Încet, încet mergeți mai departe. Schimbări juridice, pot fi schimbări de casă, de loc, de situație. Vreți cu totul altceva. Haideți să mai vedem puțin. Nu este foarte bine între el și ea. Deci această relație nu va continua oricum. Zice că unul dintre ei controlează foarte mult. Mergeți într-o călătorie ca să salvați relația, ați vrea să salvați, să mergeți într-o călătorie, într-un concediu.
Dacă o salvați, nu știu ce să zic. Nu cred. Și spune că să lăsați situația să se dezvolte pe o, într-un mod natural. Este un răspuns de nu. Vă gândiți foarte mult la o persoană, la ce se va întâmpla, cum va fi. Spune să lăsați totul, că totul va fi bine. Deși vă văd aici o carte care mi-a căzut, un răspuns negativ. Dumneavoastră iubiți foarte mult, visați foarte mult la o căsătorie, la o lună de miere, la a fi împreună cu această persoană, dar nu se va întâmpla. Văd multe certuri acum, în prezent, văd despărțire și s-ar putea să fiți cu cineva din trecut, să fiți cu o altă persoană. Cam asta a fost pentru pești, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.